Dragilor, astăzi vorbim despre mituri la Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Alături de noi este Andra Samson, lector la Fundația Calea Victoriei, doctorand la Facultatea de Litere a Universității București. De asemenea, Andra Samson a urmat un master în etnologie, antropologie culturală și folclor la Facultatea de Litere a aceleași universități, Universitatea București, licențiată în comunicare și relații publice, tot la Facultatea de Litere a Universității București. Astăzi vom vorbi despre mituri, vom vorbi despre o carte superbă, este vorba despre miturile care ne învață să trăim, o carte a celebrului scriitor, orator american, cercetător în domeniul miturilor și al religiilor, Joseph Campbell, cartea Miturile care ne învață să trăim, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Pentru că tu ești pasionată și același lucru îl faci și îl predai și cursanților la Fundația Calea Victoriei, de tot ceea ce înseamnă mitologie, povești, basm. Cum ai citit și cum, sau din ce perspectivă ai înțeles cartea lui Joseph Campbell, Miturile care ne învață să trăim, și mai ales, cât de importante sunt miturile în viața noastră? În ce fel, atunci când ne raportăm la ele, în ce fel ne ajută miturile să ne înțelegem cumva rădăcinile și să dăm mai mult sens vieții noastre? Bună ziua, Sorin, și mulțumesc pentru invitație. Încep cu bucuria de a avea prilejul acesta de a vorbi despre mituri și despre Joseph Campbell. Am să le iau pe rând. Întrebările sunt provocatoare și în sine lectura acestei cărți mi s-a părut provocatoare, pentru că la întrebarea ta în ce cheie am citit-o, aș zice că provocarea vine din invitația lui Campbell de a o citi pe mai multe dimensiuni. Pentru că aici, sigur, hotarele sunt foarte fluide între alte discipline la care ne invită Campbell să reflectăm. Psihologie, istoria religiilor, filozofie, în sfârșit e un compozit foarte reușit pe care reușește să-l aducă în compoziția aceasta, colecția asta de 11 plus 1, cum le-am spus eu, prelegeri, pentru că urmărind felul în care au fost adunate până la urmă, da, pe parcurs la 10-12 ani, între 58 și 71, aceste expuneri, eseuri, mă rog, sub formă de prelegeri, ultima, cea de-a 12-a, mi s-a părut o încercare quasi sintetică a ideilor pe care le parcurgem în primele 11 capitole. Deci, revenind la prima întrebare, am aplicat mai multe filtre. Nu e o lectură ușoară comparativ cu alte lucrări pe care le propune comparatistul american, în sensul în care abundă o plajă foarte largă de teme pe care le analizează și le propune pentru reflecție, într-un dans rapid între ele. Sigur, o face în maniera proprie. E limpede că ce găsim în cartea aceasta, Miturile care ne învață să trăim, este, dacă putem să spunem așa, esență de Campbell, pentru că parcursul lui este unul comparatist, puternic, se vede de la început până la sfârșit, pe mai multe dimensiuni. Am să le ating un pic mai târziu, pentru că mi s-a părut fascinant geografia pe care ne-o propune el, multidimensională. Acum, la cea de-a doua întrebare, nu-i așa, legată de mituri și, în sfârșit, prezența noastră în prezența miturilor sau prezența lor în prezența noastră sau în ce formulă, până la urmă, ne regăsim în relație cu ele. Aici discuția e un pic mai largă și n-are cum să nu fie așa, dar dacă îmi dai voie, aș lega un pic de tocmai geografia asta pe care am pomenit-o, pe care o propune Campbell.
Ce mi s-a părut fascinant este că cele 12 capitole sunt construite pe o axă temporală, foarte interesant, dar în același timp pe una spațială. El balează între est și vest și chiar are un moment, cred că în al treilea capitol, dacă nu mă înșel, imediat, în care realmente desenează, ne aflăm în fața, în capitolul referitor la separarea Orientului de Occident, în care precizează foarte clar cum își plasează analiza. Mi s-a părut foarte interesant pentru că are o linie mediană, spune așa, trasez linia principală care desparte Orientul de Occident, vertical, prin Iran, de la, la o longitudine de aproximativ 60 de grade, la est de Greenwich. Poate fi considerat un reper cultural. La est de acea linie există două centre creative de înalt angajament cultural, India și Orientul Îndepărtat, China și Japonia. Spre vest există altele două, Levantul sau Orientul Apropiat și Europa. Și asta, partea cea mai, spun eu, mă rog, miezul poziționării pe care ne-o propune Campbell este chiar aici, pentru că spune că în mitologiile, religiile și filozofiile și idealurile pe care le promovează la aceste zone, dar în egală măsură și în stilurile lor de viață, vestimentare, în altele lor, aceste patru domenii fundamentale, și-au păstrat de-a lungul întregii istorii individualitate. Și totuși se grupează semnificativ în două categorii. Fiecare categorie incluzând două nume, India și Orientul Îndepărtat, pe de o parte, Levantul și Europa, pe de alta. Ne propune niște leagăne ale unui mitopoiesis și cred că despre asta aș vrea să îți vorbesc în legătură cu cea de-a doua întrebare. Sentimentul meu și pentru că am avut pentru că am avut o lectură anterioară acesteia unei opere fundamentale, Roul cu 1000 de chipuri, apărută tot la editura Herald, mi-a fost, cred, imposibil să mă separ de parcurgerea, da, de cheia de lectura acestui volum în propunerea monomitului. Realmente am văzut această parcurgere a vârstelor civilizației până la urmă, și în timp și în spațiu, chiar sub forma propusă de el în volumul anterior. Dar nu oricum. Și aș vrea, dacă îmi dai voie, să leg, sigur, de o temă care mi-e foarte, mă rog, care reprezintă subiectul meu de cercetare în sfera narațiunii, într-o formulă mitopoetică. Felul în care am perceput eu lucrarea nu este unul prescriptiv. Titlul e înșelător, după părerea mea. Sigur că, în original, Myths to Live By, în traducere, miturile care ne învață să trăim, sună prescriptiv. Este un tip de itinerariu parcurs de Joseph Campbell în prelegerile lui și în temele fundamentale pe care le propune, însă nu în manieră prescriptivă. Pe alocuri există, evident, o serie de exaltări datorate, sigur, și discursului acesta pe care l-a, mă rog, multiplelor discursuri pe care le-a susținut. Dar dincolo de asta, nu cred că în maniera asta este propunerea de lectură pe care o aduce această colecție, ci mai curând într-o, hai să spunem, amprente pe care le-au lăsat, da, de-a lungul timpului mitologiile în diferite sfere culturale, și în același timp surse posibile de interpretare a naturii realității. Spre final are chiar o propunere, dar am să ajung imediat, are o propunere un pic mai concretă despre viziunea lui. Aș vrea să fac o scurtă oprire aici, pentru că totuși e necesar să plasăm lucrul acesta în anii 70, când mă rog, e prins aici ultima dintre prelegeri și, sigur, tot zeitgeistul, da, momentului respectiv, care automat amprentează și viziunea, deși anumite aspecte sunt destul de vizionare, aș spune eu, dincolo de momentul anilor 70. Um,
Dacă merg mai departe, în, eu știu, o quasi exegeză, nu, fără pretenții de a epuiza, evident, subiectul e foarte complex și e foarte miezos în aspectele lui. Aș zice că printre aceste amprente, da, care au modelat viziunea, eu știu, societății de-a lungul vremii, așa cum o analizează Campbell, un aspect care reiese, e o oprire pe care o face chiar în primele capitole, referitoare la ritual și la importanța ritualului. Acum, nuanța pe care am extras-o eu și cu care aleg să vină în întâmpinare este una interesantă care se regăsește într-o listă, o propunere de listă a funcțiilor mitului pe care o aduce mai târziu în lectură, și anume aceea de participare la miracolul vieții. E o formă de sacralitate, nu știu dacă camuflată, dar în felul în care privește Campbell ritualul și importanța lui, dincolo de sigur de binecunoscuta, eu știu, menținere a ordinii, a rânduielii necesară, na, față de opusul ei, adică o răsturnare a ordinii știute și deci o alunecare în haos, lucru de care așa omul are nevoie în viața lui. Nuanța care apare din textul lui Campbell aici este legată foarte mult de această participare la o formă de a fi mai mare decât înțelegerea omului. Deci această funcție de mistică, da, cum o numește mai târziu, de participare la acest, eu știu, capitol uriaș, da, al universului. Și pentru că tot am pomenit de aceste, mă rog, roluri, hai să spunem, pe care le are mitul, și în felul acesta leg cumva de ideea de, mă rog, surse posibile de interpretare a naturii realității, a vieții în general, nu neapărat prescriptiv, sunt pur și simplu niște chestiuni pe care poate le cartografiază Campbell și o face într-o manieră foarte clară. Am pomenit de această participare mistică, da? În sensul în care mitul, sigur, asimilabil în forma lui narrativă, da, această poveste care ne revelează foarte multe sensuri sau, mă rog, propune interpretări, are multor sensuri, ale multor, mă rog, pentru multe dintre căutările noastre, o asociază acestui rol de a trezi, de a ne trezi și de a menține în individ un sentiment de uimire și recunoștință față de acest mister al universului. Numai că este într-o formulă de recunoaștere a participării sale. El nu o spune aici, o spune mai târziu, exact în ultimele pagini, când vorbește de această autoconștientizare, da, de conștientizare de sine. Urmată, un al doilea jalon pe care îl propune este această funcție cosmologică, adică nevoia de ordine, de așezare, de ancorare în niște repere clare, o imagine care nu lasă universul suspendat, ci îl așează în așa fel încât să poată intra în ierarhia de înțelegere a multiplor concepte despre lume și viața omului. Cea de-a treia, după această așezare și, mă rog, privire către acest univers uriaș, este cea de relaționare cu lucrurile din jurul nostru. Foarte interesant, pentru că el o pune în termen de validare și susținere. Chiar citez acum, validare și susținere și întipărirea normelor unei ordini morale a societății. Deci e o relație cu tot ceea ce ne înconjoare. Iar
n-are cum să nu fie în final, este această funcție educativă, mă rog, el nu o numește așa, el o numește o funcție de ghidare a individului pe calea sănătății, puterii, armoniei, spiritului. Dar, desigur, toate lucrurile astea vin din acest fond uriaș, bazin uriaș, pe care îl conținător al mitului și generator al mitologiilor, iată în acest mitopoiesis pe care l-am numit eu la început ca parcurs al acestei lecturi, și care oferă ceea ce spune Campbell în final că ar lipsi societății moderne, însă și postmoderne, am spune noi acum, la atâția ani după scrierea acestui volum, și anume scopul. Da? O înțelegere, un sens ultim. Nu-mi dau seama dacă mai avem timp, eu m-aș opri un pic și pentru că aici mi se pare poate aspectul cel mai plin de sevă al lecturii propuse de Campbell sau până la urmă în sfârșit și a unei chei pe care o aleg eu. Sigur că da. E în regulă. Da, fiindcă ce mi se pare interesant pe lângă această geografie și chiar capitolele sunt astfel construite în prima parte pe dimensiune temporală, urmată de această comparație, valere, da, între Est și Vest, Orient, Occident și între ele întrețesute totodată niște teme fundamentale pe care le tratează din ambele perspective, nepartinic. E foarte interesant balaiajul pe care îl propune pentru că de fiecare dată, sigur, are elemente pe care le scoate în evidență într-un posibil echilibru de împrumut, da, dintr-o parte în cealaltă, dar nu, în sfârșit, nu dă impresia că apasă una dintre pedale mai mult decât cealaltă. Urmat în final de o concentrare pe teme fundamentale, iubire, război, pace, iar ultimele, mă rog, penultimele două, pentru că eu îl consider pe ultimul, cum spuneam, un fel de sinteză, cel legat de călătoria lăuntrică și respectiv călătoria în exterior, foarte interesant că a ales aceste două aspecte exact în final, pentru că aici are un tip de călătorie poate cea mai apropiată de monomitul propus în eroul cu 1000 de chipuri. Deci prin capitolul în care analizează, sigur n-am să intru poate pe un teren pe care mi-ar fi în sfârșit poate mai, un pic mai greu acel al psihologiei, dar într-acolo se duce în analiza din capitolul schizofrenia, călătoria lăuntrică, însemnând, mă rog, o comparație cu această separare a individului în această căutare interioară. Că în fond despre o căutare interioară vorbește Campbell aici, făcând aceste comparații între, mă rog, în plaja aceasta de afecțiuni și respectiv, mă rog, aducând șamanismul ca subiect tot așa de comparație cu diferența unei conștiințe, aducând lucrurile, da, până la teza lui finală legată de conștiința de sine, adică o mitologie a prezentului. Dar până acolo, călătoria asta catabazică, practic, adică e o forțare o forțare, o invitație către un regres, către o călătorie interioară foarte profundă, exact pe modelul, separația constând exact în acea moarte și renaștere propusă în monomit, călătoria eroului, și urmată de o trezire. Da, dacă e să luăm cele două, cele două poluri, duce la această transformare, această metamorfoză a individului într-o cunoaștere de sine mult mai profundă. Urmată de această călătorie în exterior, mă rog, propusă în capitolul legat de pasul pe lună, călătoria exterioară, iată, în formula anabazică, adică cheia mea de lectură a fost o privire din exterior, o privire martor, o privire mult mai amplă, mult mai largă asupra înțelegerii pe care odată ce am realizat-o în acea călătorie interioară o putem face, nu-i așa, decentrându-ne, ieșindu-ne din punctul, da, din care ne, de cele mai multe ori ne privim și oferindu-ne această privire largă. Aici apare
punctul acesta nodal. Și aici mi se pare mie esența tezei lui Campbell, dacă e să tragem un fir roșu printre toate aceste prelegeri. Pentru că felul în care problematizează Joseph Campbell prezența, absența, diluarea, dispariția, în sfârșit, toate întrebările astea legate de mituri, prezența miturilor, mitologiilor în viața noastră, este în cele din urmă o comparație între societățile arhaice care au generat aceste mitologii care le-au servit momentului respectiv, căutărilor din momentul respectiv, sigur, în relație cu universul perceput, spre diferență de momentul actual, n-am să așez neapărat în categoriile astea de definire a prezentului, respectiv modernism, postmodernism și alte lucruri de genul ăsta, nu le văd relevante, ci spune așa, mai curând vine din faptul că dacă acele mitologii răspundeau acelor căutări, da, acestea nu mai sunt valabile acum. Acum e nevoie de o altă formă de mitopoiesis, da, de o creare a altor forme de mitologii. Și ce mai spune el este că o mitologie funcțională nu mai este o mitologie a separației. Adică vechile mitologii care vedeau aceste lucruri, nu așa, în separație cu, sigur, divinitatea, în sfârșit, acele elemente pe care nu și le explicau în momentele respective de foarte puține instrumente. Și mai adaugă el, ca să încheg această teză propusă, este a spațiului infinit și a luminii, citez acum, a luminii sale, care este atât în exterior cât și în interior. O mitologie a prezentului, a unui acum. Iar acest acum este foarte ușor asimilabil înțelegerii acestei conștiințe de sine. Chiar ultimul pasaj din care, dacă îmi dai voie, aș aduce exact înțelegerea asta, sună așa. Ce este sau ce se dorește a fi această nouă mitologie? Ea este și va fi de-a pururi atâta vreme cât va exista rasa noastră umană, mitologia veche, veșnică, perenă, în sensul său subiectiv, poetic reînnoită în termeni care nu mai țin nici de un trecut rememorat, nici de un viitor proiectat, ci în termenii prezentului, al unui acum care nu face apel la măgulirea popoarelor, ci la trezirea indivizilor în conștiința de sine, nu pur și simplu ca niște ego-uri ce se luptă pentru un loc pe suprafața acestei minunate planete, ci drept centre ale minții în ansamblu, fiecare în felul său, în armonie cu totul și fără limite. Sigur, aici el concentrează mai multe elemente care țin și de o separație a identității. Pe parcursul prelegerilor vorbește foarte mult de nevoia de crearea acestor mitologii ca elemente identitar formatoare, care au servit, sigur, momentelor trecute, dar care rămân sub semnul întrebării dacă mai servesc acestui prezent. Totodată atinge aici acest concept al minții în ansamblu, are un exemplu anterior, în sfârșit citează o altă teză în care definește această minte în ansamblu ca al unui ocean neaccesat, practic, al unei capacități care stă în fiecare dintre noi de a accesa acest univers al cunoașterii, dar care este limitat. Iar mitologia poate fi un astfel de portal de acces, dacă e să adaug și acest filon prin sfera psihologiei, da, al accesului inconștientului și, deci, pe calea oniricului, de a atrage, da, și o astfel de cunoaștere a minții de ansamblu, cum o numește el. Aș încheia discuția noastră cu un, spun eu, un aspect important pe care îl subliniază Joseph Campbell, referitor la cartea Miturile care ne învață să trăim. Joseph Campbell pledează pentru o societate care să își valorizeze și să își
prețuiască, să-și păstreze miturile vii, pentru că, spune Joseph Campbell, acea societate își trage seva din zonele cele mai sănătoase și mai bogate ale spiritului. Iată un lucru care mi se pare foarte important pentru acele societăți care, repet, încă își mai prețuiesc și își mai valorizează miturile. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre mituri pe marginea cărții Miturile care ne învață să trăim, de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetipa editurii Herald. A fost alături de noi Andra Samson, doctorand la Facultatea de Litere a Universității București și de asemenea lector la Fundația Calea Victoriei, căreia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase pe care, iată, le-a adus înaintea dumneavoastră. Nu uitați să ne urmăriți pe pagina de Facebook a editurii Herald și de asemenea pe canalul de YouTube Herald, unde veți găsi toate filmulețele, toate materialele video cu invitații noștri pe diverse teme, subiecte din conținutul cărților publicate în portofoliul editurii Herald. Încă o dată mulțumire, Andra Samson. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!